anevoios, cu opriri, cu ridicări de bicicletă, cu, nu știu, tot felul de trotuare care trebuiau purcate și depășite. Traseul de la mine acasă până la studio a fost ca de obicei, pentru că mașinile sunt la fel parcate aiurea, aș zice eu. Nu sunt șoferi care să dea prioritate bicicliștilor. E foarte important să știi regulile de circulație în Chișinău, ca să poți fi adecvat vis-a-vis de ce fac șoferii automobililor. Îmi place foarte mult să merg în bicicletă în țările europene. Acolo este simplu, ușor și foarte plăcut. Can I dance with you?